Aici, micuță, în 2013, aprilie, pe data de... Așa, 15 aprilie. Pentru că mâine o tundem, atenție, vedeți cum arată, micuța, micuțica. Este o cățelușă deosebită, fereal mai putem, pentru că o iubim mult. Este o cățelușă deosebită, e cățelușa noastră, toți o iubesc. Cum o văd afară, ce face mica? Dacă nu o scot, mă întreabă unde este micuța. Și o să vedem mâine cum arată tunsă. O să vedeți, deci acum este cu părul vârvoi, arată destul de mare, dar nu știu ce, dar să vedem mâine, cred că este o cățelușă destul de micuță, care vreo 4-5 kg mai mult nu are. Cere mâncărică toată ziua și mănâncă numai ce vrea și ce-i bun și ce-i convine, face ce vrea, absolut, se merită așa ceva, seara în casă. E o cățelușă care cu cât trec ani, cu atât devine mai înțeleaptă, se dresează ușor, răspunde la comenzi, mai face și ea năzbâtică, orice cățelușă. Deci Miga are o blană deosebită aici, i-am tuns ca să-i se vadă ochișorii. Ea stă pe burtă, ea nu are treabă cu noi, probabil că vede, știe cum filmăm, că este destul de inteligentă. Se joacă toată ziua cu Tomiță,